Cum credeți, va cădea guvernul? Care? Santu. Trebuie să cadă. De ce? Eu sper să cadă. Pentru că este o alianță neferească care există în acest moment la Chișinău, pe care nu o înțelegem nici noi la București și care nu ajută cu siguranță nici viitorul Republicii Moldova. Cine nu o înțelege la București? La cine vă referiți? Cei care nu înțeleg cum Rusia poate sta la aceeași masă cu cine? Unii politicienii. Păi nici noi nu înțelegem aici. Uitați, nici cetățenii Republicii Moldova nu înțeleg. Și scriu lumea în live, lumea tot scriu. Nu înțelegem. Dar acum ați venit cu alt scop, să înțeleg, la Parlament. Da, astăzi au loc alegeri prezidențiale. În România a început primul tur al alegerilor prezidențiale. Astăzi, mâine, poi mâine se votează în afara României. Sunt la Chișinău pentru a invita oamenii să voteze. Sper că și voi, presa, să invitați oamenii să voteze astăzi. Dar acum la Parlament de ce ați venit? Iar la Parlament am venit cu același scop. Ca să? Ca să invit deputații cu cetățenie română să meargă la alegeri.